Da, și ne întoarcem la subiectul pe care îl propun ca discuție, energia nucleară, și discutăm despre ambițiile României în domeniul energiei cu experta în politici energetice și climatice, Corina Murafu, care a acceptat invitația TVR Info. Bun găsit! Bună ziua! Țările Uniunii Europene rămân, pot să spun, divizate în ceea ce privește promovarea energiei nucleare. De ce? Așa este. În Uniunea Europeană sunt o serie de țări, România, Franța, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Finlanda, care promovează foarte puternic energia nucleară, și totodată un număr de țări care sunt fermi oponenți. Germania, Spania, Luxemburg, Austria. Și asta se datorează unui context istoric diferit în aceste țări, totodată se datorează unor orientări politice diferite, dar și unor înzestrări diferite în statele membre ale mixului energetic. De exemplu, în Franța există o dominanță puternică a nuclearului, pe când în alte state nu există și ca atare nu sunt atât de favorabil nuclearului. Să nu uităm că este o energie care comportă anumite riscuri istorice și în anumite țări s-a dezvoltat, cum ar fi Germania, această mișcare istorică anti-energie nucleară, care a dus în timp la schimbarea mixului energetic acolo, în sensul în care ei au renunțat la energie nucleară, la centralele pe care le aveau. Energia nucleară a generat în 2023 aproximativ 24% din totalul energiei electrice produse în Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizată de o asociație de profil. Practic, în acest moment constatăm că centralele nucleare din Uniunea Europeană sunt îmbătrânite și că acestea vor trebui înlocuite sau completate cu noi tehnologii nucleare avansate, cum ar fi reactoarele modulare mici. E adevărat, pe de altă parte, aceste tehnologii sunt și foarte scumpe. Deci, ca atare, o poziție de mijloc mai echilibrată, din punctul meu de vedere, ar fi din zona de modernizare a centralelor îmbătrânite, așa numitul retrofitting, unde toate statele membre se uită să facă lucrul acesta, mai degrabă decât deschiderea de noi capacități. Și să vă explic de ce. Din punct de vedere economic, deschiderea de noi capacități înseamnă o subvenție pe care noi o acordăm din buzunarele noastre, dar mai ales ale generațiilor viitoare, timp de cel puțin 40 de ani de acum încolo, pentru că cam atât durează un ajutor de stat pe care l-ai da unei centrale nucleare noi. Mai ales când vorbim despre o tehnologie netestată, cum sunt aceste SMR-uri, aceste reactoare de mici dimensiuni. Ca atare, este nu numai o chestiune de mediu, foarte important de discutat, ce facem cu combustibilul nuclear uzat, pentru că sunt multe state care nu au o soluție pentru el, și în același timp, cât ne costă această energie nucleară? Avem alternative mai competitive din punct de vedere al costurilor, cum ar fi energia regenerabilă plus stocarea? În multe state membre și în multe circumstanțe tehnologice deja se poate face ceva mai competitiv din punct de vedere economic. Pe de altă parte, e adevărat, să-ți atingi neutralitatea climatică până în 2050 ca Europa înseamnă investiția și niște tehnologii foarte scumpe, captarea și stocarea carbonului sau, într-adevăr, tehnologie nucleară de generație nouă. Nu cred că ne putem atinge neutralitatea climatică exclusiv prin energii regenerabile, dar în același timp trebuie să recunoaștem și marile dezavantaje ale energiei nucleare, care sunt în zona de costuri și în zona de riscuri de mediu. Haideți să ne uităm puțin la România. Are România capabilitatea de a implementa astfel de mini-centrale? Din punctul meu de vedere, nu. Noi nu avem, în general, capacitatea de a crea proiecte noi la scară foarte mare de la zero. Drept dovadă că în ultimii 20 de ani în sectorul energetic singurele investiții greenfield care s-au făcut de capacitate foarte mare sunt cele ale centralei electrice de la gaz, pe gaz de la Brazi, acum deja mai bine de 10 ani, și aceste mici investiții, care însumate înseamnă foarte mult, ale prosumatorilor sau, sigur, investițiile dezvoltatorilor în eolian și fotovoltaic, câte 100 de megawatts, câte 40 de megawatts, câte 50 de megawatts, dar proiecte din astea de 1000 de megawatts, nou-nouțe, noi nu am fost în stare să punem în scenă în ultimii 30 de ani ca atare, de unde să avem capacitatea administrativă, juridică, economică, pentru astfel de tehnologie nouă, netestată, costisitoare, de scară mare. Eu personal sunt sceptică și cred că ar trebui să avem o abordare mai prudentă și să mergem pe tehnologiile deja testate și pe mecanismele de finanțare deja testate. Ca de exemplu? Ca de exemplu acesta al prosumatorilor, de care v-am spus, adică okay. Prosumatorii sunt un exemplu de succes în România. Ar trebui să începem
să construim pe baza acestor prosumatori comunități de energie, ar trebui să începem să construim soluții de stocare. La noi în țară să începem să dezvoltăm fabrici de baterie. Avem deja câteva, dar insuficiente pentru câte avem nevoie. Sunt obiective de politică economică mai scurte, mai fezabile, de bătaie mai scurtă, care se pot face. Și putem să le facem regional? Bineînțeles, adică eu cred că, de exemplu, o fabrică de baterii din România, și avem fonduri europene ca să facem așa ceva, sau o fabrică de panouri fotovoltaice, ar putea să deservească întreaga regiune, fiindcă avem vocația energetică și specializarea tehnologică de a deveni un hub regional. Varianta de hidrocentrale instalate pe Bicaz, zona Iașului, este fezabilă? Aici eu personal am o părere fermă și sunt împotriva unor noi amenajări hidrotehnice, fiindcă avem o criză climatică care înseamnă automat cursuri de râuri mult mai scăzute, debite mult mai mici, și ca atare astfel de hidrocentrale nu numai că distrug habitate, iar în momentul de față 80% din habitatele Europei sunt afectate, sunt degradate, dar în același timp, iarăși, mă întorc, eu sunt economist la bază, mă întorc la argumentul economic. Dacă tu ai debit mult mai scăzut din cauza secetei hidrologice și de acum încolo tot va fi scăzut, cum îți vei imagina că vei scoate suficient de multă energie electrică din acele mini-hidrocentrale pe care vrei să le amenajezi în zone de munte? Sigur, avem deja hidrocentrale mari și e păcat să nu le putem retehnologiza, folosi, îmbunătăți, ba chiar să le construim în armonie cu natura. Există niște soluții tehnologice prin care hidrocentralele existente să afecteze diversitatea mai puțin. Și acolo ar trebui biodiversitatea. Și acolo ar trebui să lucrăm ca să facem genul acesta de soluții, să le implementăm la scară largă. Și sunt și fonduri europene pentru acest lucru. Absolut, și cred că fondurile europene pentru hidrocentrale noi am tot încercat să băgăm hidrocentrale noi în zone de munte, prin PNRR, prin Repower, prin toate programele. E o poziție fermă, pentru că genul acesta de proiecte nu sunt nici fezabile economic și nu sunt nici conforme cu principiul de a nu face rău naturii, care până la urmă se întoarce împotriva noastră dacă nu reușim să trăim în armonie cu ea și să dezvoltăm industrie în armonie cu ce poate ecosistemul natural să susțină. Exact.